înseamnă treaba asta? Nu trebuie să dai neapărat sume, ce înseamnă treaba asta concret și, nu știu, cât de greu este să te autofinanțezi sau te autofinanțezi din treaba asta? E un sport foarte scump, din păcate, și asta îl știm toți. Cred că este imposibil să te autofinanțezi. Tot sportul este bazat pe parteneri, pe sponsori, companiile care aleg să ne susțină și ne-au ales să ne susțină încă de la nivelul de campionat național și acum în european. Este un sport, desigur, și spectaculos. Deci, cumva, cred că dăm înapoi foarte multe povești frumoase, interesante, multe momente, așa, wow. Cred că are un aspect inedit motorsportul. La nivel de campionat european, unde concurez eu acum, o etapă cu o mașină de clasă, mă rog, Rally 4, este o chestie foarte specifică, mașini cu tracțiune față, deci nu mașini de top, nu cele mai rapide mașini, un raliu costă cam 20.000 de euro. Sigur, în național costurile sunt mult mai mici, adică dacă începi în Cupa Dacia, costurile pot fi undeva 3.000 de euro pe etapă. Practic, foarte puțini oameni știu că pilotul plătește absolut tot, la taxă de înscriere, anvelope, închirierea mașinii, asigurarea mașinii, pentru că există un fel de casco special pentru mașina de raliu, nu știu, fotograf, cazare, drumul până la raliu respectiv, fie că merg cu mașina sau iei bilete de avion, eu mă ocup de toate aceste cheltuieli cu susținerea sponsorilor și partenerilor. Și cum reușești să atragi alături de tine acești sponsori? Vin odată cu performanțele sau cum? Eu nu am fost niciodată campioană și este un lucru pentru care muncesc și la care, desigur, râvnesc pentru că sunt competitivă, de asta concurez. Însă faptul că mulți ani am fost excepția, că am adus un suflu proaspăt în motorsport, că am arătat că și femeile pot să fie pilot, cred că a contat foarte mult. Și cei cu care am colaborat de-a lungul anilor au rezonat cu povestea mea și au considerat că, într-adevăr, dacă în motorsport, în teorie, bărbații și femeile pot să concureze de la egal la egal, hai să o arătăm și în practică. Și au susținut echipajul nostru feminin și îl susțin în continuare. Să explicăm ce ai spus tu, că pot concura de la egal la egal, pentru că, de fapt, mașina este cea pe care o înscrii, exact. Nu? Nu avem clasament de fete. Au fost ocazional trofee date fetelor care au participat, tocmai ca să încurajeze și să ne scoată în evidență. Cel puțin asta se întâmpla la etapele europene și cred că era un element binevenit, de ce nu? Însă, da, noi concurăm într-un clasament dedicat mașinilor cu tracțiune față. Doar mașina contează, mașinile nu sunt tunate după posibilitățile fiecăruia, ci respectă foarte strict niște norme tehnice. Deci, cumva aici pilotul se remarcă, mașina este importantă, dar secundară. Mașinile sunt egale ca performanță. Cât a contat și faptul că ești femeie în treaba asta cu sponsorii? Te-a ajutat? Da, cu siguranță. E un dublu tăiș aici, pentru că am și avut critici. E greu să fii excepția și să fii prima care face ceva într-un sport, însă eu am învățat din acești ultimi ani că reprezentarea e un pas esențial pentru performanță. Și cumva o iau ca pe un compliment că oamenii se așteptau din start să fiu pe podiumuri. Nu a fost așa, pentru că nu am background nici în karting. Cum am spus, m-am apucat foarte târziu, la 23 de ani am pilotat pentru prima dată o mașină de curse, deci cumva eu nici nu imaginam că o să ajung să concurez vreodată în european sau mondial. Însă am început să tratez lucrurile cu profesionalism și cred că asta a contat mai mult decât faptul că am fost doar o altă femeie pilotă.